De sprijinul comunitar pot beneficia crescătorii de vaci de lapte, persoane fizice, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Cererile se depun la Centrul Județean Dâmbovița Lapia în decursul lunii august. În Dâmbovița pot depune cerere crescătorii de bovine din localitățile Aninoasa, Doicești, Gloden, Ognița, Bărbulețu, Bezdeat, Buciumeni, Iedera, Moreni, Pietroșița, Puchen, Râu Alb, Rungu, Valea Lungă, Vârfuri, Vișinești și Vălen, Dâmbovița. Pentru a beneficia de ajutorul financiar, fermierii trebuie să întrunească o serie de condiții, printre care să dețină un efectiv cuprins între 2 și 15 capete vaci de lapte. Persoana care solicită ajutorul trebuie să se înregistreze în sistemul de administrare a cotelor de lapte și să mențină în exploatație efectivul de vaci de lapte pentru care solicită ajutorul specific anual până la data efectuării plății, precum și să comunice înscris în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariției a oricărei modificări a informațiilor declarate în cererea de plată apărută între data depunerii și data finalizării controlului la fața locului. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate poate avea urmări nedorite, precum excluderea de la plata ajutorului specific, penalități ori sancțiuni multianuale. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 250 de euro și se calculează după finalizarea verificărilor prin raportarea numărului de animale eligibile la plafonul de aproximativ 23 milioane de euro aferent acestei scheme de plată.